Poveste rusească. Țăranul și ursul. Un țăran se duse pe ogorul lui să semene napi. În vreme ce era el de zor, iată că iese înainte o namilă de urs. Măi, omule, am să-ți frâng oasele, îi spuse ursul. Nu-mi frânge oasele, Martine, că-i păcat. Mai bine urează-mi spor la semănat ca să te alegi tu cu un câștig la toamnă. Uite, când or crește napi mari, mie mi-o-i lua rădăcinile, iar ție ți-o-i da vârfurile. Fie precum zici, se învoi ursul, dar nu cumva să mă păcălești, apoi cu mine o pățești, nici pe departe să nu te apropii atunci de pădure. Și spunând asta, se făcu nevăzut în marginea dumbrăvii. Napii crescură mari ca nici gând anul acela. Când le veni sorocul la cules, se duse țăranul pe ogor, dar cum veni, pe loc se pomeni că iese înainte ursul din dumbravă și spune: Eh, acum să facem împărțiala, precum ne-a fost învoiala, dăm partea ce mi se cuvine. Bine, Martine, să-ți dau vârfurile și mie să-mi iau rădăcinile, că așa ne-am învoit. Zis și făcut, îi dădu țăranul ursului toate frunzele napilor, iar rădăcinile le încărcă în căruță și porni cu ele la târg ca să le vândă. Și cum cobora așa pe o vale, iarăși că iese ursul în cale. Dar încotro te-ai pornit, măi omule? Ia că mă duc și eu la târg să vând rădăcinile astea. Ia poftește de-mi dă și mie o rădăcină, să o văd cum e la gust. Țăranului dete un nap, iar ursul se apucă cu labele de cap. Care va să zică așa, mai tras pe sfoară? Ia-mi te uite ce bun-s la gust. Acu, de te-o-i prinde în pădure la mine, s-a isprăvit cu tine. Nici să nu te mai încumeți, a mai dat pe acolo. În anul următor, în primăvară, se mână țăranul nostru pe același ogor secară. După ce se făcu secara mare, de părea aur curat, se duse omul nostru la secerat. Ursul îl și aștepta în cale. De data asta n-ai să mă mai păcălești. Dă-mi partea ce mi se cuvine. Bine, Martine, ia-ți tu rădăcinile, iar mie lasă-mi vârfurile. Zicând asta, țăranul se apucă de seceră secara, îi dădu ursului rădăcinile, iar spicele le încărcă în căruță și se întoarce acasă. Se canoni ce se canoni bietul urs cu rădăcinile, dar până la urmă tot nu făcu nimic cu ele. Amarnic se mai mânie el pe țăran și se spune că de atunci mare vrajbă se iscă între țăranul acela isteț și ursul nătăfleț.